Aproape 4400 de elevi de clasa 8 au susținut în urmă cu două săptămâni simularea pentru evaluarea națională la limba română și la matematică. Dintre aceștia, 2524, adică 42,51%, au obținut medii între 1 și 4,99% iar 1866 au reușit să depășească acest prag. Niciun elev nu a reușit să obțină media 10, dar 90 de copii se pot lăuda cu medii peste nota 9. Matematica pare să le fi dat mari bătăi de cap copiilor. Din cei 4408 elevi care au susținut această probă, 3133 au luat note mai mici de 5. Pe de altă parte, 10 elevi din județ au reușit să obțină nota 10 la această disciplină. În aceeași perioadă au susținut simularea și elevii de clasa A7. -a, din cei aproape 4.300 de copii prezenți la proba de la română și cea de matematică, 1.865, adică 43,45%, au obținut medii mai mari de nota 5. Niciun elev nu a reușit media 10, dar 8 dintre școlari au luat notă maximă la matematică. Reprezentanții Inspectoratului Școlar spun că față de anul trecut rezultatele sunt ceva mai bune. Procentul de 42,51% obținut de elevii claselor A8 a 8-a, cu aproape 6% mai mare față de cel obținut în anul 2018, 36,76%, demonstrează, din punctul meu de vedere, o conștientizare a elevilor și o implicare mai responsabilă a acestora, a declarat șeful ISJ Botoșan Gabriel Hârtie. Notele obținute la simulare nu se trec în catalog, însă dacă există elevi care le vor trecute, trebuie să facă o cerere scrisă. Potrivit reprezentanților inspectoratului școlar, rezultatele obținute la aceste simulări vor fi analizate la nivelul fiecarei unități de învățământ prin discuții individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, ședințe cu părinții, precum și la nivelul Consiliului Profesoral, în vederea adoptării unor măsuri adecvate, scopul principal fiind îmbunătățirea performanțelor școlare.